Suntem la Ion Creanga, la ferma de struți. Stan Vasile din Ion Creanga, bine ați venit. Nu știu cum să vă zic, sunt foarte mulțumit că poate spre viitor se va lua o atitudine în care deci, se poată să se dezvolte și spre viitor aceste specii de păsări. Deși sunt cam rare în zona noastră, sper să spre viitor să se adune și să fie mai multe păsări. Eu văd în viitorul în aceste păsări, văd. Haideți să începem cu începutul. Care a fost începutul? Începutul a fost ceva surprinzător, nici eu nu m-am așteptat. Ideea mea era pentru o crescătorie de șerpi, dar soția a zis că a văzut odată un reportaj de struți, zice, ce am fi să facem și noi struți. În momentul acela am mers toată România, sincer vă spun că am mers peste 2000 de kilometri, am colindat peste tot unde au fost struțe pentru a vedea cum să face creșterea, cum să... Și am luat un număr de 25, când am început din 2014 în septembrie. Am fost foarte mulțumit, mortalitatea la ei nu am avut. S-au dezvoltat foarte bine în mediul la mine de aici, din zona Moldovei, cu clima, cu zăpada, ploii, căldurile, etc. S-au dezvoltat foarte bine, n-am avut probleme cu ei. Problema e că vânzarea cărnii sau la noi încă nu este acel mod de a se trata, cum este în afară, pe o bază de o carne specială pentru copii, pensionari, pentru toți. Păi haideți să revedem punctual, da? Ați început cu clima, mergem cu clima. Cum se înțeleg struții cu clima asta românească? Se înțeleg foarte bine. Apropo, încă un alt mod, unele lucruri scriau că, de exemplu, că nu se înțeleg cu câinii, păsări sau ceva. După cum vedeți, eu cu păsări, am avut tot timpul păsările, am avut și porci, au stat împreună, câinii mi sunt alături, n-am avut probleme, s-au înțeles excepțional cu ei. N-am avut probleme. Și sunt foarte mulțumit. N-am crezut. Am mai venit două persoane care și ei au crescătorii de struți, au rămas surprinși că se pot adapta în modul acesta. Ce mănâncă? Au nevoie de mâncare specială? Specială nu. Doar iarbă, pe timp de, mă refer, de la primăvară până în toamnă, în special lucernă trebuie dată foarte multă și un pic cum se dă la găini, grăunțe, grâu, orz, orzoaică, boabe. Exact, exact, mâncare normală, doar că odată pe lună, o săptămână, adică pe lună, trebuie date niște vitamine pentru dezvoltare, pentru a nu are suficient lucerna sau boabele pentru a-i dezvolta, având în vedere că au atât așa greutate, n-au de unde să-și tragă vitaminele acestea. La ce greutate ajung? Masculul trăiește 90 de ani și ajunge până la 200 de kilograme, femeia ajunge la 120-130 de kilograme, femeia. Hai să lămurim o chestie. 130 de kilograme, da, de femelă, din care se poate folosi absolut orice. Orice. Penaj, piele, oasele, orice. Deci nimic nu se... nimic. Totul se consumă. Carne e bună. E excepțională, este o carne fără colesterol, este o carne fără grăsimi în care să... sunt multe persoane care au probleme cu stomacul, care această carne o poate consuma fără nicio problemă. Am văzut că vindeți inclusiv pentru masa de Paște. Cum da. Reacționează romașcanii, bine, moldovenii din zona asta? Da, au fost un pic surprinși în momentul când am dat acest anunț pentru a schimba un pic ambientul de Paște, am zis să nu mai fie și să facem și ceva deosebit, dar este un pic dificil deoarece persoanele, deci dacă e ceva nou, cam să retrag pentru că se pare ceva un pic deosebit și nu prea se... În ceea ce privește cu vânzările, este totul în afară. Ceea ce cumpără în afara romanului și în afara țării, ceea ce se cumpără. A fost dificil să începeți ferma asta? Financiar, vorbim?
financiar, n-a fost de partea financiară, a fost ceva care, cum să zic, iei un los, dar nu știi cum este, câștigător, necâștigător. N-am știut, m-am lăsat pe mâna la soție, ea a fost cu asta. M-am lăsat pe ea și sunt foarte mulțumit și îi mulțumesc pentru că a făcut acest lucru. S-a cam dus ideea cu ferma de șerpi. Dacă n-aș, să știți că în continuare tot îmi este gândul acesta. Este foarte... ceva pe care eu cred că este viitorul, care să poată să fie. Acum să vă spun cu șerpi, e cu totul altceva, dar tot la struț mă gândesc pe moment acum. Da. Cam cât timp vă ocupă pe zi să vă, nu știu, să vă ocupați de struți? Nu! Întrebarea aceasta mi-au mai pus-o foarte multe persoane, crezând că eu stau aici zi de zi. Fals. Într-adevăr, trebuie, cum se spune un proverb, privirea stăpânului îngrașă animalul. Eu pot să merg și în vacanță. Pot să merg. Doar să le dau mâncarea, corespunzător, apa, și eu pot să merg în vacanță liniștit. Nu am probleme în, să zic că ar intra cineva, nu se poate intra, masculii sunt foarte violenți și nu se poate intra, ei își respectă teritoriul cu femeile și tu să le pui de mâncare, chiar dacă le pui pentru 2-3 zile, ei și mănâncă exact necesarul pe care au ei nevoie. Nu e ca la câini, dacă îi lași unui câine mâncare, mănâncă până când... Nu, după cum vedeți, nu face cum face vaca, calul, acel caca sau eu știu. Ei totul se consumă. Ceea ce face, celălalt vine și îl consumă și tot aia. Nimic, nimic. Nu faci curățenie, nu trebuie să te... Nimic, nimic. Ei își face totul, îți lasă curat. Dacă altcineva ar veni să vă întrebe, uite, știți, aș vrea să-mi fac și eu, să-mi cumpăr vreo 10 struți, care ar fi primul sfat pe care îl ați da? M-aș bucura să aud asta, dar pentru la tineret, m-aș bucura foarte mult să mai aud cineva care ar vrea ca să fac. Sincer o spun, nu aș vrea ca să fiu eu mai presus, m-aș bucura deoarece în aceste păsări văd viitorul, în aceste păsări văd ceva foarte, foarte convenabil în privința de vacă și porc. Prea multă la aceste animale este necesită muncă de forță fizică și iată că cu mirosul, că deci aceste păsări poți să le crești unde vrei, nu emană gaze, nu emană ceva toxic care se poate pune în orice loc. Cam care e necesarul de pornire? Spațiu, eu știu, trebuie un anume tip de teren? Deci de la o lună, de la prima zi, deci acolo la primele zile trebuie să le ții un pic într-adevăr într-un loc special până să dezvoltă ei. De la o lună trebuie să ai, deci să spunem la 10, la o plecare de 10, așa, să zicem că ar trebui să aibă 4 metri pe 10 metri să poate sta lejer, să poate, lejer, lejer, până la un an. Până la un an. Mai mult de la un an, nu, devin, atunci devin agresivi, devin, deja la un an de zile îi faci 120, 100-120 de kilograme, le faci, garantat, asta le faci. Dacă îi dai mâncarea corespunzătoare. Și când vin clienții, cum fac? Cumpără câte o pasăre întreagă sau cum? Nu înțeleg. Aici la noi n-am avut această parte să vină din să-mi cumpere unul. Ceea ce am vândut a fost de la 7-8 pentru că ca să se formeze pentru ei familie, care nu le-a mai convenit pentru tăiere, să-și pregătească ceea ce a fost pentru de Crăciun și să-și facă pentru Paște o masă bogată. În rest, n-am vândut aici așa, mă refer în zona Romanului sau în zona Moldovei, nu. Deci totul a fost în afară. Că tot am ajuns și ne apropiem și de final, da? La faza cu gastronomia, n-am să vă întreb câte ouă spargeți într-o omletă de ouă de struț, că... No, într-un ou de struț, depinde cum este și la o găină la alta, unele face mai mari, unele mai mici, dar media pentru un ou de struț ar veni în jur de 30 de ouă de găină într-un ace. Ar trebui să se mănânce cam 9 persoane la un ou de struț. Da. Este mare,
acest ou poate să-l mănânce și persoanele care, de exemplu, nu au voie să mănânce ouă de găină, care, cum se spune, la acea boală. Se poate mânca indiferent, de situație, se poate mânca. Nu conține grăsimi în care să îi afecteze magia. Este foarte, foarte consistentă și foarte bună. Iar carnea de struț se gătește cum? Carnea de struț, în primul rând, la ocazie, se asimilează cu carnea de vită la culoare. Se dă un pic spre carnea de vită, dar se face în toate modurile, fie grătar, fie supe, fie, ce știu, la piftele, la, se face în orice fel se face. Nu-i, doar gustul și esența îl face foarte schimbător față de pasăre, de găină, de gâscă, de vacă, de porcă, se simte foarte, foarte mult, se simte. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați invitat. Vă mulțumesc că ați venit și oricând sunteți bine primiți pentru, sperăm spre viitor să se dezvolte, să fie ceva mai deosebit, mai mare. Și acum este, într-adevăr, sunt la un început de drum, ceea ce sper că în viitor o să dezvoltăm și să crească și să facem ceva, nu numai eu, și tineretul. Eu m-aș bucura foarte mult să văd că ceilalți mi-e greu să cred, dar pentru tineret m-aș bucura foarte mult pentru ei. Îmi pare bine. Sănătate! Mulțumim tare mult!